În urmă cu ceva ani, Andreea Tonciu era printre cele mai cunoscute figuri din lumea mondenă. Azi pare să preia ștafeta chiar sora ei, Lorena. Mezina și-a dorit să-și facă implant cu silicoane, iar sora a susținut-o necondiționat. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Pregătite, pregătite? Pregătite. Sora mea are emoții, dar na, frumusețea cere sacrificii, trebuie să arate bine și dorește foarte mult. Și na, am venit acum la operație. De ce te-ai hotărât tu să faci această schimbare? Deci nu, n-așteptam întrebarea asta, adică știam că o să fiu întrebată, dar nu știu, nu găsesc un răspuns. Păi, nu știu, am vrut să-i uita, Damiana, de ce? Bustul la o femeie trebuie să fie generos. Pentru că bărbații, știi, era pe vremuri să uitau întâi la unghii, dar acum bărbații direct în decolteu să uită. Mama voastră ce a zis? E, mama ce să spună? Dacă m-a lăsat și pe mine, m-am pus prima dată silicoane la vârsta de 18 ani jumate și m-a lăsat, trebuie să o lase și pe ea, nu? Și a lăsat-o. Întotdeauna, părinții. Câți ani ai tu? 19 ani. A, deci, a fost mai mare ca mine. Ce ai sfătuit-o tu? Ce ai zis? E, cum să-ți dai seama cum sunt stilul meu, că trebuie să spui, că trebuie să fii sexy și să fii, să se uite toată lumea după tine când treci pe stradă, să se întoarcă toți băieții, să întoarcă privirile după tine. Că frumoasă ești, năsucul ai făcut, acum gata, sânii. Să mergem. Hai să mergem la domnul doctor să vedem. Pe domnul doctor de la vârsta de 18 ani. Cât au trecut? Au trecut aproape 16 ani, domnul doctor. Da, am îmbătrânit. Dar uite ce bine arăți, adică se vede mâna bună. Să fac și o piruetă. Da, eu mi-am pus prima dată sânii la domnul și am fost foarte, foarte mulțumită de acei sâni care am făcut furor cu ei. Care te-au consacrat cumva. Normal! Tu ce drum îți dorești în viață cu noile silicoane? Drumul pe care l-a avut și sora ei, bineînțeles. Adică să fie și... Lasă că vorbesc eu, că uite, eu n-am mai apărut de mult la televizor și nu mai... trebuie să fie și ea asistentă TV, dar ea, uite, vezi, nu este ca mine. Este foarte timidă, ei îi place foarte mult să învețe, nu a fost, nu este ca mine. Eu am fost așa mai nebunatică. Ce curiozități ai? Păi vreau să vă întreb dacă doare, în primul rând. Când? În operație sau după? În operație nu doare, că o să dorm. După operație, da, sigur, ca o febră musculară mai insistentă, un pic în partea asta de sus aici. Să conduc? N-am voie? Cam după 2 săptămâni aveți voie, dar rugămintea mea este fără efort mare cu brațele. Eu am mai mare emoții ca ea, credeți-mă că eu mor, haide! Nu puteam să vorbesc de față cu ea pentru că nu vreau să o... Hai, mă! Ce, dar-i surioră tău? Tu îți dai seama ce sâni o să aibă? Dacă o să aibă niște sâni mai frumoși ca ai tăi? Să aibă, dar sunt foarte emotivă și n-am putut. M-am abținut cât am putut. Nu voi să te vadă așa. Știu, pe de-aia nici n-am vrut să mă vadă așa. Dar de ce ți-e teamă? Nu mi-e teamă, dar de fiecare dată, dacă cuiva din familia mea iese rău, eu imediat sau mie, mă împacetez și încep să plâng. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Cum sună acum planurile surorilor? Ne spun chiar ele, Andreea și Lorena Tonciu! Ura! Bine ați venit! Eu sunt foarte curajoasă, bună dimineața! Așa, foarte bine, foarte bine! Da. Cum e dragul meu, ce faci? Eu fac foarte bine, tu ce faci? Bine, bună, bine ai venit! Hai să ne așezăm acolo și să povestim. Așa. Cum te simți, Lorena? Eu mă simt foarte bine. Așa? Chiar foarte bine. Am o săptămână de la operație și sunt foarte fresh. Da? Da. Dar până acum ți-a fost greu? Au fost niște zile mai complicate? Mai primele 2 zile am zis că, Doamne,
Vreau să mi le dau jos. Zic, Andreea, eu nu le mai vreau, dar nu, două zile, dar după îți revii. E foarte ok. Și acum? Îți place de tine? Acum stau numai cu decolteu. Încă nu sunt refăcute bine, dar stai, da, să vezi din primăvară. Dar cum a fost pentru tine să știi acolo, în operație? Oh, eu sunt foarte emotivă când e vorba despre familia mea, dacă este la spital sau a pățit ceva, și îți dai seama că am fost foarte... Am plâns, stăteam și fumam țigară după țigară și zic, întrebam fiecare asistent, a ieșit? Cât mai are? A ieșit? Cât a durat operația? Maxim o oră. A, n-a fost așa... N-a fost foarte... Agonia mult. Foarte lungă. Nu, doctorul foarte bun, doctor Stan Vitali, este foarte bun în România, cel puțin... Da. Am înțeles. Am reținut din ce ne-ai spus puțin mai devreme pe material că îți dorești ca sora ta să-ți ia locul. Păi în da. Acest peisaj monden. Așa. Așa este, măi Cove. Tu știi că noi am lucrat împreună, da. Și uite, sora mea chiar arată foarte bine, este foarte dotată și de ce să nu fie și ea pe locul ecran, nu? Corect, dar bineînțeles. Să o moștenească pe sora ei. Dar trebuie să vreau și eu. Dar trebuie să vreau și eu, nu? Aia zic, asta zic, dar tu ce vrei? Tu ce-ți dorești, Lorena? Nu știu, cu televiziunea sunt mai... Ce, ești emotivă sau ce? Eu. Da, sunt foarte rușinoasă. Ești rușinoasă? Da. El este foarte timidă. Da. Și cu băieții este foarte timidă. Chiar am învățat-o, dragă. Ce ai învățat-o? Ce ai zis? Păi cum? Cu băiat trebuie să te comporți ca și cum așa, gata, îți convine bine, nu pa, la revedere. Normal, ea este foarte timidă, nu că mi-e rușine. Uh-huh. Păi de fiecare dată când îi scrie vreun băiat, îmi zic, de acum încolo mie îmi trimis poze, eu spun dacă e bun sau nu e bun. Și la ce te uiți? Ca să fie bun, la ce te uiți? Adică? Păi, în primul rând, cum este îmbrăcat. Așa. Că n-ai cum să ieși cu un bărbat care să îmbracă cala, așa. Așa. Și după aia, măi, uite, eu sunt o fire foarte sinceră. Noi am fost și noi avem o familie care ne-a oferit tot ce am vrut noi, da? Da. Și îți dai seama că noi, și noi, bine, eu gata, sunt mărtată. Și ea trebuie să aibă un iubit care să-i ofere mai mult decât familia. Am înțeles, adică să nu fie un student ăsta de merge gratis cu trenul. Un actor, un pictor. Cine vine la televizor și spune că vai că nu, sunt niște mincinoase. Pentru că tuturor femeilor le plac bărbații care să le scoată, să le răsfețe, nu? Păi nu știu, stai să vedem, Lorena, ce părere are. Așa e? Așa este. Tu ești soacră, e clară treaba. La mine, da. Am înțeles. Deci tu dai verdictul, dar înainte să iasă cu un băiat, tu îi spui, cu ăsta ești, cu ăsta nu ești. Normal. Tu faci selecția cumva. Normal. Preselecția. Castingul se ține la mine. Așa. Eu sunt mai bătrână și știu cine, ce, cum, știu lumea de prin oraș, dacă este bun, dacă nu este bun. Ia uzi, tu ești ok cu asta? Vezi că rău. Păi, ce pot să mai zic eu? Și să mă, na. Ce diferență de vârstă între voi două? 14 ani. 14 ani. Da. Am înțeles. Și întotdeauna a fost așa, ți-a spus exact ce, cum, asta. Normal. Da, asta nu. Da. Dar eu așa sunt cu toată lumea. Dar cum sunteți voi, de una timidă și una... Păi, trebuia să iasă și o nebună ca mine, nu? Că dacă eram și eu ca sor mea, chiar că... Aia. Cariera mea era ratată. Pă bune, eu nu sunt vedetă, Cove. Eu sunt o fată care întotdeauna am spus tot ce am simțit, da? Și publicul mă place pentru nebunia mea. Nu că aș fi eu vreo vedetă. Eu nu cânt, eu nu fac nimic, știi? Doar pentru nebunia mea eu sunt plăcută. Și pentru sinceritatea mea. Așa, asta da. Asta da, e adevărat. Dar pe Lorena, tu ce o vezi făcând? Adică ce ți-ai dorit să urmeze ea? Învățând, că sunt la facultate primul an. Ești la facultate? La ce facultate ești? La Universitatea București, la administrarea afacerilor. Mamă, deci pe afaceri ești pornită tu? Da. Aha. Bun, și cum e la facultate? Păi acum sunt primul an, încă n-am început, marți încep. Da? Da. Ai emoții? Poate își găsește vreun coleg pe acolo, pe la facultate. Trebuie să-l văd eu. Dar o spun că nu merge pe studenți pe de-asta. Depinde, poate e vreun student de la mai frumușel și mai bun. Cine știe, că na, normal. Aia. Mai sunt trebuie și studenți de ăștia. Trebuie să aibă și școală, Cove, nu? Se pune problema. Deci n-ai cum să-ți iei unul cu 8 clase.
Asta e clar. Normal, pentru că ei îi place foarte mult să studieze. Da? Da. Deci noi am fost și suntem total diferite. Asta zic, dar cum s-a întâmplat așa? Vezi, mă, sinceritate, da, calitate, da. Mă, ați zis. Da, dar unde să știi că eu nu mă consider o femeie foarte deșteaptă. Păi și cine a zis că nu ești? Păi, nu știi că așa se spune, că vezi, Doamne, că eu n-aș fi. Dar eu sunt foarte deșteaptă și pe mine chiar nu mă interesează ce zice lumea despre mine, pentru că eu știu foarte bine cum sunt. Da. Eu dacă m-a apărut la televizor în anumite ipostaze, eu am jucat un rol. Da. Pentru că trebuia să mă fac și actriță, dar uite, na. Păi asta mă vezi, uite, aici. Asta îmi doresc acum, la 33 de ani vreau să mă fac actriță. Dar unde, ce te-ai vedea jucând? În ce fel de rol? Bine, un rol, sincer, un rol mai negativ. Negativ? Normal, că mi-a, normal. Nu nu sunt eu cu blândețea, n-ai cum, nu. Nu, deci de asta negativ ți-ar plăcea, nu? Da, foarte mult. Să-mi impun totul. Dar filmul, ce fel de filme îți plac? Adică astea mai vechi, istorice, mai actuale? Nu mă lua pe mine cu istoria, măi, Cove. Ia-mă cu astea noi acum. Astea noi, nu? Normal. Asta, bine. Mai pe contemporane, ce mai pe contemporane. Nu vrei să mă iei pe mine cu istoria? Nu, eu știu, mă, că vreau să joci vreo împărăteasă de-asta ceva. A, da, împărăteasă mai sunt. Nu, să fiu gen o fată sexy din oraș. Exact cum am apărut eu. Adică pe tipologia ta cumva, normal, nu? Da. Gata, am înțeles. Deci asta vezi dorește acum, să te faci actriță. Da. Să mă vadă și pe mine doamna Ruxandra Ion. Da, bravo, să te vadă. Da, cum a fost pentru tine să ai o soră vedetă? Păi, în unele situații am avut noroc, în unele nu prea. Adică? Păi... mai ales pe la școală, când zicea sora lui Andreea Tonciu, nu învața asta, nu știu ce. Adică te mai lua, nu știu, după etichetă și nu știu ce, avea o părere proastă, unii. Da. Dar din multe puncte de vedere am avut foarte mare noroc cu ea. Cum ar fi? Păi, nu știu, am multe porți deschise, cum ar fi și la domnul doctor și... Peste tot. Peste ce-și dorește, da. Sora execută. Am înțeles. Da, e genul de soră care îți face cadouri valoroase, da. Are grijă de nevoile tale. Da, deci ea mereu, cred că în fiecare săptămână îmi cumpără haine, deci ea mă îmbracă. Eu. Și ce? Dacă n-am și eu un iubit. Deci hai, băieții, să facem un casting direct aici la Vorbește Lumea. Dacă n-are și ea un iubit, ce să cine să-i cumpere și ei? Glumesc. Da. Am înțeles. Auzi, Andreea, dar dacă fetița ta ți-ar spune într-o zi că ar vrea să-și facă operație estetice, ai lăsa-o? Normal. Ai lăsa-o, ca să arate bine, normal, dacă o să aibă nevoie. De ce nu? Eu sunt adeptă a operațiilor estetice. Sincer. Păi. Te fac mult mai frumoasă, mult mai tânără. Dar câți ani are fetița ta? 3 ani și 4 luni. Mulțumesc de să stai. Mulțumesc la fel. Ești la grădiniță? Da, este la o grădiniță. Am înțeles. Și cochetă, îi place să arăt. După ce parenting merge așa? Da, după ce parenting ghicești că merge Andreea, să văd dacă... Ești o mamă mai dură? Vă zic eu că nu. Nu, chiar nu, dar când mă enervez pe Rebi, îți dai seama, mai ții blaia, dar nu sunt foarte dură. Mă domină total. Dacă fata mea vrea acum orice, eu execut. Deci dacă nu. Deci chiar și mama mi-a zis că eu greșesc foarte mult, pentru că eu sunt așa. Am fost cu ea de fiecare dată când mă duc cu ea la cumpărături sau într-un magazin, tot ce vrea și alege. Nu e bine, trebuie să te impui. Ea dacă vrea acum telefonul meu, trebuie să-l dau. Dacă nu începe să plângă, eu ca să nu plângă, îi dau telefonul. Și mi-a prins așa punctul slab și face ce vrea din mine. Așa e. Așa e. Ăștia mici sunt. Știu. Poi de capul meu. Corect, da. Dar tu cum te împaci cu nepoțica? Foarte bine. Da. Da, o las când am treabă, o mai las la sora mea și mă ajută foarte mult. Dar și ea și mama. Ce te mai ajută? Maica ta, da? Mama și sora mea mă ajută foarte mult, pentru că noi stăm chiar vis-a-vis de casa mamei mele și doar traversăm strada și ajunge la mine. Da. Mama ce a zis când i-ai povestit că vrei să-ți faci implant? Mama este de acord. Mama, chiar am noroc foarte mare cu mama mea, pentru că mereu mi-a făcut toate poftele. Cum, dar de altfel și mie. Da, da, și am luat permis la fel și mi-a luat mașină imediat, ce mașină am vrut eu, nu orice mașină. Cu operația i-am zis, mamă, vreau să mă operez la nas, uite, am problema asta. Și normal, dacă ai o problemă și așa ai nasul într-un fel, de ce să nu te operezi, arăși și tu mai bine? Că faci asta pentru tine până la urmă, adică
Și mama mereu mi-a făcut toate poftele. Și... și tata, bineînțeles. Abia asta da, nu că și a zis că cu mama ți-a avut noroc. Întrebăm cu tata cum a fost. Păi nu, și cu tata, că la comun, doar nu... Bine, tata al meu nu prea a fost de acord cu siliconele, pentru că, ce spui, domne, ce tași dragă din gură, lasă să arătăm bine. Aha, da, nu. Am înțeles, până la urmă s-a impus-o. Normal. Da. A câștigat lupta asta. Da. Domne, bravo, e foarte bine. Înțeleg că tu vrei acum ca sora ta să fie ceva, mai ceva decât ai fost. Normal, normal, pentru că are și aturi, este înaltă, este frumoasă. Da. Normal. Mhm. Nu este... Dar trebuie să o înveți cumva, că în televiziune știi că trebuie un pic mai, na, păi, să mai vorbesc, eu, să mai asta să îi spun de fiecare dată. Păi, că... asta îi spun de fiecare dată. Uite-te la mine, uite-te, exact. Bagă tu pe YouTube filmările care le făceam eu și uite, trebuie să fie la fel ca mine, dacă vrei să fii în televiziune, păi... că dacă nu, nu se poate, pentru că nu, nu cântăm, nu dansăm, nu suntem, suntem na, personaje. Dar poate vrea să fie alt personaj. Păi asta zic. Te-ai gândit? Poate, păi vrea genul, poate vrea să fie. M-am gândit, dar... Ea poate să fie de asta mai așa, mai potolită, mai, da, știi, mai, da, mai suavă, mai, mai gingașă, mai... Poate, da, să fie și așa. Îi place și ei. Îi place și ei, dar place și ei, dar trebuie, da, 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 am trebuie să o mai învăț. Trebuie un pic de experiență, așa. Da, da. Dar la ea strică că este timidă. Timidă asta. Da, nu, e, nu e timidă că este acum la televizor. Nu este timidă, timidă general, cu, cu toată lumea. Eu dacă vreodată mă cer cu ea, pa, nimic nu zice. Tace, tace, bine, tabu. Acum cine se ceartă cu tine, a, cam n-are ce să facă, trebuie să tacă. Adică iartă-mă că zic, nu e numai cazul ei. Deci chiar nu, de fiecare dată chiar. Dar lasă-i dragă, e foarte pacifist așa, nu? Asta? Nu-ți place cearta. Nu-ți place cearta, nu? Da. Na. Mă rog, cu cine mă deranjează și cine vorbește ceva nepotrivit, îmi place cearta, dar așa cu... mai bine să nu mă cer. Auzi, Lorena, cum te vezi tu? Cum îți vezi tu viitorul? Cum, ce... cum te vezi tu peste 10 ani, spre exemplu? Ia. Stoardeza. Da, eu am terminat liceul economic. Am făcut turism. Și mă văd, am călătorit foarte mult cu mama mea, da. Și am prins așa drag de această latură. Și nu știu, mă văd călătorind foarte mult. Păi ce ți-am spus? Tu ardeză! Păi, da, te gândești la asta? Ți-ar plăcea? Da, mi-ar plăcea. Mie da, nu mi-a plăcut să fiu stoardeză. Da. Te-ai gândit și tu? Că trebuie să înveți alea, știi, cu... Mai timid? Mi-am amintit ceva, ți-ai amintit? Lorena nu mai zice nimic, bă, că s-a întristat. Stai, mă, puțin să gândea acum, dacă trebuie să înveți alea cu... Bă, ce ușă? Nu, mie nu-mi place să fiu stoardeză. Nu. Știi ce? Pentru mine stoardeza, știi ce este? Mm. Ca și cum ai fi ospătar pe avion, adică nu e să zici că... Wow, doar că vizitezi anumite și țări. Și ce e rău întreba asta? Nu și este dacă nimic ospătar, rău, dar mie în primul rând... sau până afară avionului, nu, ce e rău să fie ospătar? Nu, nu este rău, dar mie să știi că mi-este frică în primul rând. A, ți-e frică de zbor? Și de zbor. Și, na, păsora mea aș vedea-o altfel, nu... Mm, ce-o vezi, adică... La cum, nu, la cum arată, eu aș vedea-o model internațional, nu model în România. Pentru că ea este înaltă, este frumoasă. Păi da, da, nu trebuie să faci ceva pentru asta, să te duci pe acolo, să te da, schimbi la... Da, să mergi la castinguri, să-ți faci fișe, să fotografii. Da. Păi da. Shootinguri. Lucrezi la asta sau...? Nu prea lucrează, ea este mai mult cu învățatul. Firara, firar, mă, ce... Bă, bă, ce cale a luat-o, bă, ce fata asta? Mâine, poi, mâine să duce, să face... Mâine, poi, ne face un master de ăla, de ne face de râs. Facem un master, un doctorat, ceva, de ne face de râs. Terminați, bă, cu prostiile astea. Ia, uite, bă... Bagă-i mințile în cap. Bagă-i mințile în cap. Da, trebuie să-i bag mințile în cap, cum să nu? Nu. Până la urmă este viața ei și da, ea își alege. Noi glumim, râdem, dar na, ea își alege viitorul, sigur, este al ei da, în față. Nu, da, nu mă pot băga eu sau nu se poate băga nimeni. Nu să bagă, n-ai cum. Mulțumim de vizită. Și noi vă mulțumim. Ne-a făcut plăcere să stăm de vorba. Și ce să zic, baftă în tot ceea ce vreți să faceți. Te așteptăm și cu pitica. Da, da, o să vin cu cea mică într-o zi. Perfect, perfect.